Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. În momentul în care vedeți voi acest episod, canalul nostru, mai mult al meu, dar și al vostru, împlinește 5 ani de zile. Și ce cadou puteam avea mai frumos? Bine, puteau să fiu 1 milion de abonați sau chiar și 100.000 de astea altă parte. Însă ce cadou mai frumos de atât puteam avea de ziua tovarășilor, de ziua canalului, altul decât album Bazooka. După cum vedeți, n-am văzut clipul, hai să vedem. Dă-și noi o reacție la această melodie de pe nou album Bazooka. N-a băgat reclama aia blană, deci probabil și-a luat de monetizare. Un clip în care Codrin începe așa direct pe 7 cărări, frumos. Mamă, dar zici că e ceva studio, nu casa lui. A lui, mă rog, unde stă o chirie. La ce dracu se uită? Ia un leu și du-l de aici. A, bă, iar începe cu ia un leu și du-l de aici. Ăsta își pune mâna. Bun buget ăsta. Ăsta de cam încet. 4 lei. Bă, dă-l re... Ăsta chiar a băgat... Bă, ăsta chiar a băgat în gură spirit. Cred că doar l-a ținut în gură și l-a scuipat după, cine știe. A, dar nu-i Moonai, dă la nașpa. Nu l-am testat. Știu din de la un prieten. Bă, dă-te. Bă, cred că au pus mirida de la albastru, nu spirit în sticla aia. Puta mamă. Puta mamă. Ai dracu, bihorege, mi-au spirit. Uite, bă, avem și buget de mașini. Cu căciula aia blană în cap. Hai că-i bun clipul. Bac pula. Bă, stai așa o leacă. Ăla era pe, a plecat pe ușă, păceam pe partea cealaltă. Și el tot pe partea asta. Cred că nu se mai deschidea ușa de pe partea aia, cine știe. Ia uite, direct în 4 la B. Bună ziua. Hai că se aude tare acum, mai devreme, bă, vă uitam că se auzea încet. Pompa 3, vă rog, și 2 lăs de bere. Că de ce nu, ia. Și dus ai fost. Am înțeles. 2 saci de gunoi, cu vestele reflectorizante. Arată o leacă și a polițiști la circulație pe timp de noapte. Mă, avem și efecte speciale, ne-am dat dracu. 2 saci de gunoi. Tragem cadrul de jos să mă vadă ăștia bine, că-s deasupra tuturor și asta vine de la sine. Tot MC și nu pe docuri, prin top promo la topuri, tot cu treabă prin hip-hop, tot prin sasă până hip-hop-uri. Urind destul de... Parcă erau mai lente vechile piese pe care le-au avut pe albumele precedente. Piesa asta e mai energică, mai așa. Mamă, dar Echo, ți-a zis și Montana, fă ceva cu nasul ăla. Mai văd cât unul de ăsta de strânge prea tare și lapide au băgate lui în cap, el e capo di tutti capi. Cap, el tutti capi și lapi, cred că zicea de abia aici că era cu papucii aia. Începe jur pe ciorapea cu liștei pe toate zău, deschide canalul gura, vin la curda pute rău. Echo bate subiectul, sau pe toți nu mai contează, se revin, chiar mă întind, ia pixul, te rog, notează. Ok, hai că-mi notez acum. Că-s blană în bumbap, liniuță, geniu, pun cu mândrios steluță la acest deceniu. Ăștia cu armii prin chipul rămânesc la... E aia ce-i cea pe genunchi acolo? Liniuță, geniu, pun cu mândrios steluță la acest deceniu. Ăștia cu armii prin chipul rămânesc la... Aia e extraordinar, mi-au luat țeapă aici. Vreau să văd ce scria pe genunchiul lui Codrin. Mândrios steluță la acest deceniu. Ăștia cu armii prin chipul rămânesc...
KFC pulpe de prost. Hai bă, că am mai slăbit totuși, Codrin, nu mai e grasul ăla. Bă, dar sper că are versurile aici în descriere, că nu le are. El închide parbriz, am înțeles. Rămânesc la LSD, când trăgeam de primul foc, erați în radiografii. Radiografii, crea că o să zică ceva, că erau alții la radio. De la comercial. Pentru că sunt din bazuca mai mult decât că-s român, o s-o dau așa până la ultimul gram de aer de-n plămâni. Dacă stăm în cap cu pula, totul să-și... Dacă stăm în cap cu pula, au început bun. Cer scuze că suntem doi sași din gumă. Hai frate, deschide gura să-ți torn puțin pe buze, că suntem doi sași din gumă. Sună bine. Suntem doi, hai cu noi, ești impus, nicio problemă nu ai. Hai ne trage sacul finlandezul și sub piena. Hai să-ți arătăm o schemă cum să-ți bagi drogul venă. Piesa asta nu e reală, piesa asta e o memă. Piesa asta nu e reală, piesa asta este o memă. Cam toate melodiile lui Codrin sunt niște meme. Memă, mimuri, lasă, mimuri. Da. Bine zis, aia este o memă. Violent pe piese, numai capul în rest ok. Galbenul tot în pahar, nu-i de la bere, oh hey. Galben în pahar, tot nu-i de la bere. Sau cum a zis, hai-ți dau înapoi o leacă. Iau, îs violent pe piese, numai... Îs violent pe piese? Capul în rest ok. Galbenul tot în pahar, nu-i de la bere, oh hey. Nu-i de la bere, am înțeles. De s-a pișat în pahar. Fazanul dă luat în pulă, voi să zice stop. Păi toți influencerii noștri trimiși la târna cop. Și așa, tot a văzut glume pe net că se interzice TikTok-ul în America și toți influencerii ăia de pe TikTok vor pleca la McDonald's. Abia aștept să mă duc și eu la McDonald's și să mă servească Andra Borcan cu niște cartofi prăjiți. Cu vocea aia nu se face rap, ieși afară. Cu vocea aia eu îți recomand Maxim Gargară când ne... Deci cu vocea aia nu se face rap, ieși afară. Cu vocea aia îți recomand Maxim Gargară. Nu știu de unde au inspirația asta să-mi bag pula de aleau pe versuri. Zic adevărul tot eu să-l anesimțit. Știu pe unul cascador care sare de pe vid. Zic 2, 3, 4, 7 ori îmi pus problemele. Cu figuri de arhitect eu îmi fac singur schemele. Voi cu părinții temele, eu sunt profesor temete. Când vin și dau cu pula au stânga dreapta gemete. Bă, dar parcă mă uit la clipul ăsta și nu-l văd pe Codrin ăla gras de acum 2-3 ani. Îl văd pe Codrin ăla de când era la Oradea și era slab. Bine, chestia că nici nu-și mai ține barbă, probabil că-l bate nevastă să încăstă cu barbă. Mă rog, dar nu seamănă mai mult un pic spre Codrin ăla când stătea la Oradea. Bine, acum stă din nou în Oradea, poate o fi și de la aerul ăla că e înapoi în Ardea la el. Dar așa că am pierdut accentul după ce a venit la București. Poate și-l recapătă, cine știe. Bine, mi se cam rupe de accent. Ideea e să fie amuzant. N-ai nevoie de un accent ca să fii mai amuzant. Cazul meu. Eu nu sunt amuzant deloc, dar astea altă parte. Mai tare ca pălinga, vezi din ce unghi să mă iei. Vă zic să nu mai face. Și ce ar fi frumos acum să fi uitat să fie apăsat pe filmare. Parte din turmă, dragii mei. Ce zice acolo este? Mai tare ca pălinga, vezi din ce unghi să mă iei. Vă zic să nu mai face parte din turmă. Mama, da. Dragii mei, n-avem. Dragii mei, buf. Numitor comun, degeaba stați și calculați. Noi suntem de-a lungi pleto, băieței adevăr. Că tot au chestia asta cu doi saci de gunoi și sunt ei gunoieri și a tras și el din sacul de gunoi. Era culmea să fi băgat și ceva, nu știu. Probabil că aici era ideea cu Aurolac sau Prelandesc, că ala se bagă într-o pungă și se suflă. Da, cred că mi-ați făcut screenshot așa. Era mișto să fi băgat un apropo și cu aia care se droghează cu căcat putrezit. Gen, te duci în budă unde e dospit, fermentat și tragi pe nas și leșine acolo. Sper că nu mâncați în acest moment. Dacă stăm în cap cu pula, totul să-ți cer scuze că suntem doi sași din gunoi. Hai frate, deschide gura să-ți torn puțin pe buze că sunt... Ia uite mă, vinea cu Mercedes-ul, era cu Seat-ul ăla mai bătrân probabil decât taică-miu și... sau decât tataie și acum vine un Mercedes. Bine, nici ăsta nu-i model nou. Țin minte că erau reclame cu Mercedes cu emblema de asta pe afară și erau aia de le rupeau și le luau acasă, le puneau la cheie, la breloc. Suntem doi sași din gunoi. Bă, dar și tare, stânga, dreapta, merg ăștia pe aici. Impus nicio problemă, nu ai, hai ne trage sacul finlandezul și sub... Sper să facă Montana React la clipul ăsta, la piesa asta, că e prea mișto și clipul și tot. Vena, hai să-ți arătăm o schemă cum să-ți bagi drogul venă, piesa... O schemă cum să-ți bagi drogul venă și arată și așa în jos. Deci cred că Codrin s-a inspirat un pic de la Tentacion, că ăla zice, îți iau curul la futut, mai bine te dai bătut, ling în pizdă,
fut în gură și îmi bag legale în pulă. Cred că s-a inspirat un pic de acolo, de la XXX Olgațion. Dacă nu știți, căutați, că e mișto și ăla. Asta nu e reală piesa, asta e o memă. Trebuia să speli o leacă mașina. Hai, liniuță, acum se iată de pe vremea Luceaușescu, de pe vremea lui Gheorgheu, deci de pe vremea când era Iliescu și îl trimitea măsa dimineața să dea de mâncare la dinozaur. Hai, se iată cu Berțanul ăla, la Neau. Da, bă, că asta cu ce face fetele, dar eu știam ce face fetele, face sport, ziceau băieții pe la ora de sport, când eram la vestiar. Ce-ar fi culmea ca Vivi să n-aibă permis, dar mi se pare că are, că l-a mai dus pe Eco după ce era bet. Și acum deja văd Codrin cum dă la manivel acolo. Se le dă la de Minecraft. Că stăm în cap cu pula, totu' să-și cer scuze. Că suntem doi stași de gunoi. Hai frate, deschide gura, să-ți torn puțin pe buze. Că suntem doi stași de gunoi. Suntem doi, hai cu noi, ești impus, nicio problemă nu ai. Hai ne trage sacul prelandezul și sub piena. A zis de prelandeza din euri, n-am fost atent. Să-ți arătăm o schemă cum să-ți bași drogul venă piesa. Să-ți bași drogul venă. Asta nu e reală piesa, asta e o memă. Piesa asta nu e reală, piesa asta este o memă. Bă, am ce pune pe live-uri acum, a patra scândură. Ia, ai că scăpat. Aute cât a... Ce, bă, Eco, te lauzi cu burta? Aute aici, aute aici burta. Nu mai Eco să se laude cu burta. Ce am dat jos aici? Bazooka Records 2020. Avem și reclama aia blană cu COVID-19 și ăștia. Bun. Dragi tovarăși, sper că v-a plăcut acest react. Din nou, la mulți ani canalului, că am făcut 5 ani de YouTube și doar 26.000 de abonați. Dar eu sunt mulțumit. Vreau să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre această melodie, ce versuri vi s-au părut mișto, ce secvențe din videoclip și care este piesa voastră preferată de pe albumul A patra scândură și... Dacă este mai bun sau nu A patra scândură decât În colțul gurii și ce am mai scos. Trotineta, bla bla bla. Hai, o să închem aici. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.